departe cerești mânghietorule, Duhul adevărului, care pentru tine ne ieși și pe toate le împlinești. Viseul bunătăților și rătorule de viață, vino și te sălășulește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Amin. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin varea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie, tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Toate veșnic din ceruri, venim în numele Preaiubitului Tău Fiu. Să-ți aducem mulțumirea, să-ți aducem slava, cinstea pentru toate binecuvântările care ne le-ai dorit în această viață, până în această clipă de față. Doamne, Te rugăm ca în această zi, Doamne, suntem și noi ologi, suntem și noi orbi, suntem și noi șchiopi și Te invităm în mijlocul nostru. Te invităm, Doamne Iisuse, să ne cercetezi pe fiecare dintre noi, să cercetezi inimile noastre, să cercetezi cugetele noastre. Doamne, dacă suntem pe o cale rea, Te rugăm, Iisuse, drag și scump, să ne duci Tu, să ne conduci Tu spre calea care duce la Tine, Doamne. Aceasta e ziua minunată din viața noastră. În această zi, Doamne Iisuse, Tu ai înviat din morți ca să ne duci pe fiecare dintre noi pe această înviere în veșnicia Ta, Doamne. Te rugăm, Doamne Iisuse, ca să ne învii și pe noi la o viață nouă împreună cu Tine. Te rugăm, Doamne Iisuse, să ne învii și pe noi, Doamne Iisuse, să putem să înțelegem cuvintele Tale care sunt cuvintele vieții. Doamne, suntem atât de slabi și suntem atât de putincioși, atât de goi, Doamne Iisuse, și Te rog ca să vii Tu, Doamne Iisuse, să ne cercetezi așa cum ai cercetat pe bolnavul de la Scăldătoarea Betesda, Doamne. Să ne privești pe fiecare dintre noi, Doamne Iisuse, și să cauți, Doamne Iisuse, în străfundul inimile noastre, durerile noastre și neputințele noastre, Doamne Iisuse. Și să ne ridici, Doamne Iisuse, din aceste stări, Doamne. Doamne, Te rugăm ca să vii să rămâi în mijlocul nostru și în această zi. Să deschizi mintea noastră și inima noastră și urechile noastre la cuvântul Tău cel Sfânt. Să-ți revești acest cuvânt, Doamne Iisuse, din belșug, peste noi și în noi, Doamne Iisuse, ca să putem să înțelegem drumul care trebuie să-l parcurgem spre Tine, Doamne. Doamne, atâta suferință și atâta durere și atâta neputință și atâta nepăsare este în lumea aceasta, Doamne Iisuse. Pentru că oamenii nu Te caută pe Tine într-o zi ca aceasta, Doamne, noi îți mulțumim că ne-ai ajutat să venim în acest loc, Doamne Iisuse. Ai sădit, Doamne Iisuse, în inimile noastre și în cugetele noastre dorul după veșnicie și dorul de a ne întâlni cu Tine și pentru aceasta îți mulțumim, Doamne. Doamne, zăceam în păcat, zăceam în neputință, zăceam în întunere, Doamne Iisuse, în moarte, Doamne, și Tu ai venit și Te-ai plecat în dreptul fiecare dintre noi și ne-ai dat mâna și ne-ai ridicat și pentru aceasta îți mulțumim, Doamne. Doamne, Te rugăm să ne ajut să rămâi nemstatornici fiecare dintre noi pe această cale, Doamne. Doamne, binecuvintează adunarea noastră și binecuvintează, Doamne Iisuse, orice suflet
Și orice mădular care pășește în acest loc, Doamne Iisuse, și vine la întâlnirea cu Tine și vine să se împărtășească cu Tine și din cuvântul Tău, Doamne Iisuse, Te rog ca să-L binecuvintezi. Binecuvintează frații noștri, Doamne Iisuse, cei tineri, pe cei bătrâni, pe cei care sunt în suferință, pe cei care sunt în neputință, Doamne. Doamne, Te rog să treci pe la spatul fratelui nostru Nuțu, Doamne Iisuse, și să-L cercetezi Tu în durerea lui, în neputința lui, Doamne Iisuse, și pe la toți frații noștri, Doamne Iisuse, care sunt pompate de spital, Te rog ca să-i cercetezi pe toți, Doamne Iisuse, că Tu ești doctorul cel mare, Doamne Iisuse, a sufletelor noastre și al trupurilor noastre, Doamne. Doamne, binecuvintează, Te rog, adunările de pretutindeni, frații noștri de pretutindeni, și orice activitate care vom face în numele Tău și pentru casa Ta și pentru adunarea Ta și pentru biserica Ta, pe toate Tu să le binecuvintești, să ne dai izbândă în ceea ce dorim să facem pentru numele Tău, Doamne Iisuse, și pentru Tine și pentru veșnicia Ta, Doamne. Binecuvântat, Doamne Iisuse, și binecuvintează toate evenimentele care vor sta în față de acum înainte, Doamne. Că vom participa sau nu vom participa, Doamne Iisuse, dar să ne gândim la tot ceea ce va fi, Doamne, și să punem în rugăciune, Doamne Iisuse, zi de zi înaintea Ta, Doamne Iisuse, ca totul să fie binecuvântat de Tine, Doamne. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru toate și Te rugăm, Doamne Iisuse, ca și în această zi, încă o dată Te rog, Doamne Iisuse, să Te pogori în mijlocul nostru, Doamne Iisuse, să cercetezi via aceasta, Doamne Iisuse, să cercetezi Tu mlădițele acestea, Doamne Iisuse, și să ne dai Tu sevă, Doamne Iisuse, dătătoare de viață, Doamne, că de aceasta avem nevoie fiecare dintre noi. Pentru aceasta și pentru toate, Doamne Iisuse, Ți-ți aducem slava, Ți-ți aducem cinstea, mulțumirea și închinarea, Tatăl, Fiule și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos, Amin.